Joi 23 mai 2019, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt va organiza la sediul instituției din municipiul Slatina, strada Arcului, sala de ședințe de la etajul 1, începând cu ora 11, o întâlnire dedicată contribuabililor și mediului de afaceri pentru a oferi clarificări și îndrumări privind următoarele teme. Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, serviciile electronice oferite de ANAF, avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare și utilizare a acestora. Contribuabilii interesați să participe la întâlnire se pot programa prin intermediul formularului de contact de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, accesând următorul link: www.anaf.ro/assist-public, selectând categoria Asistență în domeniul fiscal sub categoria Întâlniri cu contribuabilii. În perioada 7-11 mai 2019, în cadrul grădiniței cu program prelungit din Scorniceș, va avea loc ultima întâlnire transnațională din cadrul proiectului Erasmus Small Scientist Across Europe, la care vor participa directorii și cadrele didactice din cele 6 țări partenere: Estonia, Franța, Lituania, Portugalia, Turcia și România. Partenerii vor lua parte la activități deosebite realizate împreună cu copiii. Primirea invitațiilor, festivitatea de deschidere a avut loc ieri, unde au participat reprezentanți a Inspectoratului Școlar și ai comunității locale. Toți cei prezenți au vizitat grădinița, au vizionat un program artistic cu cântece și dansuri specifice zonei, apoi a fost vizitată Casa Memorială Nicolae Ceaușescu. În Pitești, aceștia au văzut planetariul, proiectul fiind pe teme de știință și grădiniță specială. Copiii mai mici de 2 ani n-ar trebui să stea deloc în fața ecranelor de telefon sau tabletă, iar sub 5 ani expunerea la conținut video trebuie limitată la o oră pe zi. Organizația Mondială a Sănătății a emis primul ghid de recomandări cu intervale clare și limitări potrivite copiilor pentru consumul de tehnologie, joacă, odihnă și activitate fizică. Studii recente arată că în România cei mici petrec în medie 3 ore pe zi la televizor sau butonând telefonul și doar 40 de minute jucându-se afară. Accesul la videoclipuri și jocuri video ca să stea liniștiți este nerecomandat. Problemele încep când juniorul refuză să mănânce dacă nu are tableta în față. Dacă obiceiul continuă, poate ajunge să se alimenteze compulsiv, mestecă atâta timp cât vede mișcare. Din nefericire, timpul petrecut pasiv în fața ecranului este asociat evident cu sedentarismul. Inclusiv intră și se interpune în fața unui somn de calitate. Asta pentru că lumina ecranului dă peste cap senzorii care îi arată copilului că e timpul să se odihnească. Potrivit OMS, joaca dinamică ar trebui să ocupe cel puțin 3 ore pe zi. Vremea neobișnuit de rece din ultimele săptămâni a afectat grav culturile și livezile, cartofii sunt mai puțin, cireșele de mai întârzie să se coacă și hectare întregi de grâu, rapiță, floarea soarelui și soia sunt compromise de ploi și grindină, spun agricultorii. Și producția de miere va fi mai scăzută. Frigul din ultimele 2 luni a afectat și pomii fructiferi. Cireșele de mai, de pildă, se vor coace mai târziu. Probleme sunt și la cartofi, cei care îi cultivă se așteaptă la o recoltă scăzută. Fermierii numără acum culturile compromise de furtuni și grindină. Meteorologii anunță că și săptămâna viitoare va ploua, iar temperaturile se mențin scăzute.